Cred că este un lucru firesc. Dacă prin legislație ne-am asumat că un profesor nu poate face pregătire cu proprii săi elevi, atunci trebuie să și demonstrăm, să materializăm acest lucru. Cum? Printr-o declarație. Dar nu există. Repet, nu e corect, pentru că există o anumită presiune între profesor și elev, astfel încât acest lucru, dacă este respectat, profesorul nu mai face pregătire cu proprii elevi, presiunea dispare. De cele mai multe ori, acel profesor care creează presiune nu este cel mai bun în domeniul său, pentru că un profesor bun nu are nevoie de presiune și nu are nevoie de activități suplimentare. Face treaba și atâta tot.